Salutare tuturor și bine ați dat click. Uite un avion. Vă vorbesc de jos pentru că tocmai ce am mâncat niște ceafă de pește la păstrăvăria Brătioara. Mamă, ce greu e. Ajută-mă și pe mine, te rog frumos. Mamă, dar ușor, frate, că mă torc cu oase. Bă, am mâncat mulți pește fără oas, frate. Bine. Vă rog frumos. Sună tu la restaurant, spune să mai fac o porție, te rog frumos. Sună repede. Alo? Aulo, dă și mie mânușa. Bine să-i facă o porție de aia de roșie. Gata, am revenit, haideți, ridicați-mă, vă rog frumos. Aolo, mamă, mâncați-și gurata. Mi-e rău de avion. Ia uite, vă, pe Mariana și pe Georgiana și pe Piki. Piki, mă. Piki. Fraților, faceți-mi un intro așa mai ciulo, mai funny, mai diferit. După cum vedeți, suntem la păstrăvăria Brătioara. A fost drumul până aici foarte, foarte awesome, dar nu am filmat pentru că v-am zis, vreau să fie ceva diferit, vreau să fie ceva diferit mereu. Am mâncat, vă lăsăm imediat cadrele cu mâncarea. Suntem plini și tot ce ne lipsea acum este un drum ca acesta până sus pe munte, plin de hăuri, ca să facă pește acolo. Deși am venit la păstrăvărie, să știți că nu am mâncat pește, am mâncat piept de pui, curcan, doamne, chiep de pui, piep de pui, chiep de pui și o sălățică. Hai că vedeți imediat ce n-am, vă grăbiți așa. Hai, prezintele tu ce mi-ai făcut, ce mi-ai făcut. Da, hai să vă arăt. Acum lăsați vă jos în comentarii dacă vă place, că dacă nu vă place, pe leșor cum le ține pentru că e îndrăgostit. Am făcut chestia asta, fraților. Ce, fix și am făcut lui Dan cu roșu, lui Pereș, i-am făcut cu galben muștar. În plus, i-am făcut și aici. Bă, pune contactul, tată, să se vadă lumina ambientală. Mariana, Mariana. Bă, zici că-mi punge, tată. Zici că e de la ei, mă. CF Moto, dacă te uiți la vlogul ăsta, știu că o să copiez pentru că arată impecabil. Lupele cel mai mult îi place sigla, așa mi-a zis. Este adevărat? Da, doar să pui invers. Vrei să o pui invers, să fie câu invers? Eu n-am mai făcut nimic în plus la TV-ul ăsta, cred cel puțin, dar vreau să vă zic că astăzi este ziua aia de off-road cu noua evacuare. Și de-abia așa să-i dau. De fapt, hai vă arăt ce am mâncat, după care direct la off-road ca să vedeți cum se mișcă. Și asta servim, dragi băieți și fete. Iau, vedeți aici, eu mi-am luat doar o salată cu brânză. Asta, mă rog, au venit că a fost o promoție. Claudiu, ți-e foame, tati meu? Mănâncă, tati meu. Uite, tati meu. Hai, în bucă, în bucă, tati meu. Tati meu, uite așa cu zumă, la guriță. Hai, înapoi pe ATV-uri, vedem unde ne duce drumul ăla. Stați așa înainte de a pleca. Avem aici pe Alice și pe Eddie. Ați fost la o zi de naștere. Pune adevărul, ai auzit evacuarea? Da. Ai auzit evacuarea? Hai să bate și noi palma măcar. Ai auzit evacuarea, cum se aude? Foarte tare. Foarte tare? Și foarte frumos. Și o să o vezi acum când pornesc, da? Da. Bine, voi nu mai lasa asta pe vlog, dar să știți voi, am avut aici niște copilași care au venit la păstrăvăria Brătioara. Hai, înapoi pe off-road. Gata, fraților, pe off-road, în sfârșit pe off-road cu noua evacuare. L-avem pe Claudiu în față, așteptăm. Ne dăm 4-4, că e drumul jale pe aici. O, mă, ce l-a tras atâta! Mai dau un el, mă, că trage, s-a sudă bine. Să vedeți voi cum se mișcă ATV-ul după modificări și după evacuarea asta schimbată. Oh. Mamă, mamă, cum se aude de bine, bă, și de frumos. Da, uite, uite ce frumos e pe aici. O fi și ursul. Mancă. Aveți ce-mi dă de dulce cocucii. Am auzit că e drumul foarte nasol pe aici, plin de hăuri din astea. Hai totuși să mă dau el. Mă dau el, tată. Wow. Trebuie să fiu foarte atent. Sigur îmi zice el ceva acum, da. Ce să fac? Tot am plecat pe drumul ăsta frumos. Hai capra mea, nu mă lăsa. Mă bag mâna în tine acum. Iau de ciuf. Am pornit și LED bar-ul, că am nu știu cum se întâmplă, de câte ori mă prinde noaptea pe off-road. Am ochelare ăștia. Mamă, cât de urât e. Vai de mine. Ăăă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 ă
Hai de luți. Hai Georgiana de fapt. Mamă, cât de frumos a fost. Stai să-l întreb să văd cum mi se pare, dacă e ok. E ok așa? E prea rău? E ok. Sigur? Da. Azi. Ia uite camera asta, bă, frate. Vă las jos în descriere reducere la așa ceva dacă vreți. Până acum s-a descurcat excelent.
Eu acum sunt în viitor, l-am montat mai de mult ecranul ăsta și rezistă la spălări, rezistă la praf și mai dau și astăzi pe rezistență. Merg eu în față, merg eu în față, numai nu, merg eu! Cum naiba, să mă mânce pe mine urs. Da, mă, da! Rara, naibii de urs, că fuge și mama lui. Aia zic, aia zic. Bă, cât de frumos e pe aici, bă, la Brătioara, n-am fost niciodată. Știu că țâr mai venea pe aici. Rupe asfaltul, tata. Mamă, cât de sus e. Băi, de cap! Sunt foarte concentrat. Cum s-a întâmplat, mă, că... Eu n-am... experiența mea, să zic așa, este făcută pe Mariana, nu pe acest X10. Ăsta e mult prea puternic, încă mă obișnuiesc, că eu sunt obișnuit să-i dau gaz cât trebuie pentru o anumită rampă. Dar la ăsta, când îi dau, când îi dădeam la ăla, trage mult prea rău. Uulu. Mamă. Iar ăsta este unul dintre cele mai grele trasee pe care le-am făcut vreodată, pe cuvântul meu. Cum s-a nimerit? Băi, ce a fost greu a trecut. Așa zic eu. Mă, nu știu la ei. Ia uite, mă, mâncați-aș cum trage, bă. Mamă. Mamă, ce bine se aude, tata. Ăăă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 ă
de vă loco people. Bă, tot pe aici ne întoarcem? Da, de ce? E urât rău. Păi n-avem alt drum, nu e. El are distanțiere mult mai mare decât mine, cred. Nu mai ții minte când ai mai am pus pe ăla. Nu, de fapt are 2-5 pe față, 3 pe spate, parcă. Aici ce un pic mai lat. Dar aici încolo e ok? Păi uite cum e. Nu văd soare, nu văd soare, ei! Nu văd nimic! Dă-te mai așa! Oh my god! Îmi dau jos ochelarii, frate! Îmi dau jos ochelarii că... Nu aud! Zi acu, frate! Aia e un pic mai rea, dacă nu văd nimic! Are... E blitzul puternic, mă! E blitzul puternic! Tu mă iei fix pe același drum pe care ai fost tu pe vlogul tău? N-ai zis că știi tu un drum, Claudiu? Păi ăsta e! Păi ăsta e din vlogul lui! Ai, și tu tot pe aici ai fost? Nu-mi place nici că ne întoarcem pe ăsta! La întoarcere e mai ok, parcă. E ca nașpa drumul. Și mie mi-e ferică. Hai, că întoarcem dacă nu. Da, dar cum întorc? Că nu-l iau. Mi se pare fucked up. E mult prea abrupt, sunt ăstea, așa. Nașpa rău de întors aici. Deci nu știu ce că se întâmplă, că nu dai ceva. E picioarele astea nașpa. Pur până sus, n-am treabă, dar ți-am mai zis. Trebuie să merite. Nu, adică nu merită riscul. Stai așa un pic aia. Uite, până aici, gen, aici nu mai e atât de inclinat, uite, vezi în porțiunea asta și poți să duci un pic așa, doar aici poți să întorci, dacă vrei să întorci. Mie că nu puteți să vă țineți la ei și nu mai știu exact cum arată urcarea asta, că nu cred că am unde să întorc. Eu sus acolo sunt și mai rău, uite să mă ajut după. Mă, mă lași? Păi asta știam și eu, dar știam bun, nu știam, s-a făcut urât aici. Am frate, băi, s-a ridicat și aici de bot, ce ai? Gândește-te că... Pe drumul ăsta veneau ăștia cu remorca, cu ATV-urile cu remorca, știi? Păi pe vremuri! Arată rău de tot, frate, ce ai? Și nici nu cred că întorc aici. N-am cum. Arată rău. Sunt sus, sunt... Păi unde ai la ce vrei? Păi unde, frate, să te ții la ăsta, la Ditainamila? Vrei să-l urc eu până sus acolo? Ăsta? Păi pot să-l urc până sus acolo, dar avem unde întoarce? Da, acolo da, acolo e de întors. Hai să vă țineți la el, că urc așa. Ține-te la el, ține-te la el, că a intrat în groapă. Hai, dreapta, mai. Nu, l-ai băgat în șans, nu mai. Păi, mi-ai făcut semn, așa? Păi, făcuse și după te deduse și prea rău. Dai drumul ușor. Ușor, ușor, hop. Stai așa, mai, ușor. Mamă, să-mi bat picioarele, frate. Hop, hop, hop. Pele, și aici tu la el. Hop, hop, hop. Nu, să nu e mult viraj și ăstea. Intrat în groapă aia, mă. Auzi, dar dacă îl tragem cu troliu cu aici de asta, vezi că intri aici în ăsta. Păi intru în hău aici și e atâng rău. Hai să urc, frate, încerc să urc. Oh,
dă-i față. Dă-i. Nu, nu. Ține de la el, trage, trage. Hai că o dau în spate, stai așa. O dau mea și ele să-mi bag. Nu? Te ții la el, mă, poți? E vreo groapă acolo, să știi. Păi nu mai merge. Uf, băga mea și... Țineți-vă la el. Mă bagă cu roata asta în groapă. Păi e deja în groapă, lasă-l acolo, lasă-l acolo. Păi stai să-i dau o râcă, nu merge, nu mai curge. Hop, hop. Ai, dă capul meu. Dă doar drumul, acum poate cu tine. S-a stătă rău aici, mă. Ușor. Oh, lor. Nu e bine deloc? Eu zic să iei troliu, hai să legăm de aici. Ăla cade copacul ăla pe noi. Nu, ăstea nu cade, că m-am sau ăstea de aici. Ba, hai să dau in. Dă-i. Ca să-l iei tu, da? Dar de ce am roata blocată? Păi e nașpa aici, confuză, trebuie să accelerezi ca să ține așa asta. Hai, ține-te la el. Sunt aici. Hop, hop, mai dai drumul la troliu. Hai, dă-i auzul prin. Ai mare grijă, da? Că se comportă diferit față de al tău. Auzi, pe și la asta îl ținem așa? Da, dar tu scoate troliu. Sigur? Scoate troliu, hai să-l învârtim aici, cum ai zis tu. Mai bine așa. Că nu mai urc. Să nu mai urci, dacă mie că facem vreo trăznaie, dracu. Păi aia zic, fratele meu. Iisus, îți atapă mine. Curge transpirație, dar nu mai pot. Nu mai, pentru mine nu e enjoyable, frate. Mă duc acasă și dau foc, ești de bun. Ha, mă, uite pe el că mă țin eu la el. Îi mai dai câte out, out, out și tot așa. Așa, lasă-l atât. Atât. Grijă la pom, da? Dacă știam că arată drumul așa, nu, nu-l luam. Nu-l luam de la bun început, nu merită riscul. Frumoasă zona, dar e drumul praf. Aici s-a îndreptat, ar trebui luat stânga ca să cobori cu... Dar n-ai, nu văd unde l-ai putea întoarce. Nu, nu se întoarce aici, nu ne ține la el. Uite aici ar merge, uite ne dăm de ăsta, punem troliu și tot așa ușor, pac, 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 pac. Hai! Și aia ar fi, că acolo te descurci, nu? Dar aici în jos, da, normal. Mie că l-aduci în aceeași poziție și n-am făcut nimic. O să treci pe acolo. Oh. Hop, 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 ți-am zis, mă, Peleș, mă, stai așa, pe față, pe față, hop, 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 hop. Pe față aici, pe față. Acolo, calcă, 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 calcă. Bă, e mai bine să ne întoarcem, mă, cam să ne întoarcem aici, frate. Îl facem pardaf aici, dreacu. Mamă, 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 cum e drumul, fraților. V-am zis, nu merită riscul. Așa să faceți și voi. Oricum e rău aici, nu o să vede pe cameră, dar e ceva groaznic. Ai aici cu roata asta, va cădea rău, se va simți rău. Trebuie, tu te duc la unghi acolo, dacă... Lasă-l să curgă, da? Te las pe tine la frâne. Ca audiu să nu cazi. Așa, Peleș? Acum va cădea? Trebuie să vireze acum. Hai să dăm așa. Direct. Hai, bine. Stai voi acolo. O, păca mea, așa. Mai dai drumul alea, că? Oh, stai, stai, stai! Stai! I-am băgat un lemn. Ușor. Vezi ce facem în loc să ne distrăm, să mergem cu ATV-urile, fratele meu. Oh! Ești foarte riscant aici. Vezi tu, Claudiu, în spate dacă nu cal- dacă calcă bine. Da, n-are treabă, e perfect. Așa, așa, din troliu, din troliu. Trebuie să stau, stai că stau eu aici. Că e mai bine să, că știi să nu se dea el așa. Stau aici, pe față. Ai grijă la ghidon, că nu poate să mai ia de ghidon, da? Da. Și ai grijă și la roată. Out! Ușor, dar nu te iei fără grabă, că... Bă, stai mă, să vin și eu acolo, băi! Ai grijă la troliu, Claudiu, mereu! Am transpirat în barbă! O pun cât mai jos, da? Te deranjez aici? Opa, ușor, 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 da? Grijă mare la troliu, da? Da. Ușor. Ia și mie păianjenul ăsta, te rog, am un păianjen mare pe spate. Și acum vii un pic așa, un pic așa, un pic așa.
Un pic așa, un pic așa, ca să ne întoarcem aici. Stai mă să mă țin și eu, nu, 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 nu te. Nu te, nu te zi tu. Stai să vin și eu. Stai un pic ca să vin și eu. Unde dracu să mai stau? Ușor, ușor, ușor. Ia uite mă cum sunt. E riscant rău, bă. Stai să luăm troliu. Nu, 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 nu l-ai băgat. Nu l-ai băgat. Claudiu, trebuie să te pui bine să nu mai balancezi. Unde te pui acolo rămâi. Ușor, ușor, fără balans, fără balans. Îți mai virează acum o laie. Stai. Urcă! Oh. Nu e bine. De ce? Dă-i acum așa cu spatele, da, bă? E bine, mie îmi pare bine. Stai! Roata! E făcută muci! Nu! Dă-i tot înapoi! Mamă, cum e săraca roată! Mâncați aia zgurata! Te ener! Perfect, perfect a fost șprițul ăsta! Ușor cu spate! Aici nu trebuie să mai stau! Trebuie să stăm pe partea cealaltă, nu? Pe spate? Stai așa, stai o secundă! Hai că audi unde poți tu! Stai așa? Bă, nu stai bine! A? Să nu cazi! Auzi, stai ușor! Trebuie să încale chiar șanturile, dau bine în spate. Aici? Da. Păi trec Claudiu pe partea aia și pe spate? Ba da. Hau! Trebuie să-i dau mai repede. Vedeți-vă jos că o să mă duc mai tare în față. Păi stai! Unde stăm? Nu stau. Aici? Era azi. Dai grijă! Gata! Opa, gamea! S-a ars cobul ăla. Ce s-a ars? Cobul. Bă, mă lași? Bă, rău e, bă, cu atât. N-ai unde să-i faci. E rău, frate, ce vorbe. Și aici e de distanțiere de 15 cm pe roată, ești nebun. Uite, bă, Claudiu, bă, s-a ciupit cobul ăla, bă. Nu știu dacă observi aici. A, da, bă, și aici? Și acolo. Cum n-ai, bă, în mod egal? Să nu se ducă dracu toată. Păi dacă se duce toată, nu punem alta, ce ne face pe noi o dată? Bă, să ridică, bă, să ridică mai repede ca ăla aici. Nu m-am căcat pe mine, nu mă știam. Da. Era zâmpișa pe mine. Păi e mai lat o leacă decât mine. Are 3-5. Am transpirat de frică. Dar aici a fost, te descurci? Da. Urc și acolo, frate. Greșeala mea e că trebuia să dau o leacă mai tare, că se ridică rău, dar ți-am zis, nu-ți obișnuit cu el, dar abia l-am luat în puie mei, mă duc și dau o mor așa. Nu e, mă, că nu e de pe aici. Pentru ce preț, frate? Pentru ce? Da. Pa, picioare. O greșeală de asta te... Păi normal, nu merită. Eu așa fac, calculez riscul. Dacă nu îmi dă bine, mă torc. Dau ce întoarcere am făcut, deci nebun la cap. Hai să ne ținem la el. El n-are frână de motor, de-aia accelerează așa. Uite cât de lat e el! Ușor! Nu te mai grăbi! Lasă-l așa, că trebuie să dai eu înainte. Claudiu, cum întorci? Hai, facem pauza mai jos, că mi-e frică. Ia uite, bă, cât apăianjen, ești nebun! Și păianjen și de toate. Poți să întorci? Da. Sigur? Așa, așa, așa. Bravo, tată. Îți mulțumesc pentru ajutor. Dă cu mâna cealaltă. Ha. Sau să o întorc cu alea mai sus? Întoarce-o mai sus, da, ai grijă! Noroc, uite, în situațiile astea noroc că sunt greu. Ești nebun că te-ai suit tu... Câte kilograme ai, frate? 70. Eu am 85, minim. I-am dat nițică daună pe la bulbarul, pe la LED barul ăla micuț negru. Da, mie așa-mi plac. Da. Poți, bă? Pirar mama, la de târte, părte. Eu cu frigiderul. Ai vrut la brătioara? Ai vrut la brătioara? Na!
Dacă venim de dimineață, îți promit că vin. Eu fac la mișto, frate. Ca să fie pe vlog. Băi, taci din gură că te-ai tijără. Păi normal că m-am cacat pe mine, dar ca să fie pe vlog. Nu e chiar așa, mai și exagerez. Mă întorc aici, vă dați seama. Mi-ar plăcea să ne întoarce cu Dan și da, neapărat trebuie la ora 10:30, trebuie să fim aici cel târziu. Da, da, da. Aici, în punctul ăsta. Că dacă te apucă noaptea pe astea și mai dai drumul și la LED baruri și că orice sursă de lumină face gaură, care să vină de aici, mă rog, face gaură aia de 3 ori mai adâncă. Hai, dăm înainte, da? Da, hai să-i dăm că... Acum nu o să zic nimic. Hai de cap, domn. Uite așa să-l vedeți și pe Peleș în ecran. E groaznic. Groaznic, nu știu cum să mai stau pe ATV-ul, ești nebun la cap. Dar mama lor de ATV-uri. Groaznic, bă. Deci ăsta este cel mai rău drum pe care l-am luat vreodată. Vai de cap de om. Nu știu cum să vă descriu în cuvinte, cât de rău e. Trebuie să ne întoarcem, că drumul s-a făcut foarte urât. Foarte, foarte urât, din ce știam eu. S-a făcut... Păi uite, nu știu dacă vedeți pe Peleș aici cât de înclinat e. E foarte înclinat pe aici, efectiv. Bine că nu s-a întâmplat acolo nimic și a mers tot ok. Oricum am stat toți cu morcovul în fund. Am trăit să o pățesc și pe asta. Să rămân cu ATV-ul în halul ăsta. Păi dacă eram în două persoane, n-am avea ce să faci aici. Am avut mare noroc că și eu și Claudiu suntem mai greu, e așa, avem peste 60 de chile. Și că s-a urcat Peleș și mare lucru. Că am avut pe cine să las și de încredere și de toate. Ca să meargă cu ATV-ul, să ne ținem noi mai masivi la el. Ce înseamnă că fac sală? Dau cu pumnul în toate alea de la Costine și ai. Și mie nici nu-mi iau bani, că dau ăla peste cap, știi? Oh, Georgiana, unde te grăbești așa? O să mai trag și eu puțin din suzeta asta, niște apiță. Ce mișto e cu camera asta, fratele meu, chiar e mișto. Și aici au torsătura Buzăului. Bă, da, eu am mai fost rămas cu Mariana, cu Georgiana veche. Mamă, cât abrupt e, fratele meu. Am mai fost blocat așa cu ea și era mult mai nasol decât cu X10-le, pentru că X10-le, v-am zis, te ascultă ghidonul, frate. Unde îl pui acolo, îți rămâne. Și... ce să mai... A fost nașpa, i-am dat de... a trăcănit mințile. I-am dat să-i sară muștarul lui Mariana. Lui Mariana, doamne, lui Georgiana, ce am mă încurc în ele. Ho, Georgiana, ho, aici ușurel, așa. A, uite ce urmează, Georgiana. Ai vrut off-road, Georgiana. Ia, Georgiana, mânca asta. Bă, fratele meu, cât de mișto e cu camera, pe cuvântul meu, că nu te mai întorci. Chiar e. Hai, că am luat și un băț. Îl iau acasă, nu mai dau jos pe asta. Îl iau amintire, să țin minte. Ce s-a întâmplat la Brătioara. Acum glumă, fraților. Dacă vreți să veniți la Brătioara, să vă pregătiți cu nervi ăstea, că e greu pe aici. Adică eu unul nu recomand, că dacă aveți experiență să urcați pe aici, nu recomand. Chiar nu recomand. Momentan, poate să mai repară drumul. Dar cine să repare? Prin soare? Uitați-vă cum arată. Lasă-o naiba de treabă. Ne punem ochelarii, că... Hai, lasă-i de-i drept. Să-i scot. Chiar e târziu, nu puteam să ne aventurăm pe aici prea adânc. Gândiți-vă și voi, e 8 fără. Oh my god, e 8 fără 20? Holy moly, guacamole. What the hell is happening? This is not normal. Vă spun sincer că eu nu m-am mai văzut ieșit în pădurea asta. Uite, ce simt acum, am crezut că nu o să simt. Cel puțin azi. Ce naiba, am avut minim 2 roți în aer. Groaznic.
Hai să mă uit de daune. Ia, care e problema ta? Nu! Pleacă de aici, lasă băieții în pace! Hai, peleș! Ia uite ce fuge Claudiu. Ce ai, mă, Claudiu, mă, e vreo problemă? Mamă, s-a pus în fața mea să-mi dea mie cu șmecreu. Hai la o pauză! Unde luăm o pauză? Mai în față! Hai mai în față, că vine câinele! Aoleu, chiar merită o pauză, frate! Ah, pauză, o nițâcă aici. Poți să oprești la... Ia uite pauza asta ce vine aici. Gata și pauza. Ne-am uitat la damage, nu are nimic. N-am nici la LED barul ăla mic, cum am crezut eu. Nu are nimic. E bine că suntem bine. Ai apă în cască și o am cască abraiște. Of, of, of. Și plecăm naiba de aici. Ne-am întors brătioara de-n drum. Bă, și ce chef aveam să-i dau, să-i rup. Hai că vedem unde mergem acum. A fost nașpet. E bine că suntem noi bine, în primul rând, că fiarele dă la naiba. Fier nu urlă. Aoleu. Că am și mâncat dacă e. Calcul rapid, merită riscul căcucii? Nu. Hai, întoarce. Și ne-a închinuit. Ați văzut. Nu știu cum să vă arăt eu, că mă tot gândesc la soluții. Cum să vă arăt cât de abrupt este, frate, că e... Jale, una dintre cele mai abrupte urcări pe care am făcut-o în viața mea. Că i-am spus, puneți distanțiere mari. Ia vezi, mă. Mamă, mâncați, se aș gura ta, bă, nu mai închirez, nu, poate cade vreun pom, doamne ferește. Hai, Peleș! Tu avem un Claudiu sau așa în față. Uuuu, dar e bine că s-a dus în față, când dă cu petre. Hop așa, diri-di-da. Diri-di-da. By the way, vă las în descriere din nou contul lui Vampiru, dacă vreți, delimitare stage, evacuare, ce vreți voi. Bă, orice vă vine în cap la ATV, scrieți-l lui Vampiru. Cu plăcere, cu maximă plăcere. Aute aici să-ți faci casă, tata. Să bată dimineața orice piciorul în poartă. Mamă, ce vreme de doar în gol. Wow! Troge toată, troge de toate mințile zile. Wow! Hai sărim. Wow! Oleu! Ia uite suspensia asta, tata, ia. N-ai, mă, n-ai cum. Excuse-mă. Hai că... A dat cu puțin praf lui Peleș. La puțin, nu. Uitați-vă cât de șmecher ecranul ăsta, nu mă mai satur de el. Deci, până să pun ecranul ăsta, știți foarte bine de pe vloguri, chiar și cu Georgiana Veche, trebuie să fac așa. Unde ești, mă, unde ești, mă? Așa mă, în ecran. Nu e Peleș. Nu e Peleș. Care e blat. Și faptul că poți să-l dai și pe camera din față, hai să vă arăt, să nu fac vreo boacă, nu? Unde e, mă, fața? Asta e fața, mă? Asta e. Asta e spatele, asta e fața, ia uite. Ia vedeți camera asta din față. Și v-am zis, ele înregistrează automat camerele și fața și spatele și poate fi folosit ca dashcam. Nice, mă, rău de tot. Și fraților, vă las mereu în descriere tot ce vă interesează, că am tot văzut comentariile voastre de pe TikTok. Cum se numește ecranul ăla? De unde iau ecranul ăla? Jos în descriere. Apăsați pe link, reducere, tot ce vreți voi. Ia uite, bă, Claudiu, un ecran, ia. Bă, frate, mi-a intrat un gândac ăla de pute rău de tot pe aici, pe buză mamă și cred că s-a pișat aici, să mă dacă s-a bășit în cască, te ia cu amețeli. A luat plăjniță în nas și a tras o bășină în casc. Hai să comutăm camerele, bam! Bam! Ia uite. Spate, două. Față. Hai pe amândouă așa, ia uite. Hai să ne cerem scuze la ecranul ăsta. Ia uite, vezi, acum știu că vine Claudiu. Și știind că vine Claudiu, uitați-l aici, îl las, îi fac semn, dă-i mă înainte. Așa, ușor, să nu facem praf la domnul. Stai, mă, că tu ai cu pietre, mă, nebunule. Salutare, scuze. Salut, nu e problemă. Vreau să urc pe ăsta, suntem aici, vreau să urc pe ăsta, să ajung aici și să cobor pe ăsta la altul. Cu mașina? Da. Mamă, el ar trebui să știe zona, că a fost pe aici, să știi. Ia vezi, frate, cred că vrea să ducă fix de unde ne-am întors noi. Ce să se ducă, frate, cu mașina? N-ai nicio șansă. Stați-vă la un loc. Mamă, cum se aude evacuarea, frate.
Auziți, ulea, că ia. Ia auzi rateul ăla. Mamă! Că mai dau o flăcărică așa, lasă-mă treacă de la mine, mă! Și acum melodia mea preferată. V-am zis că am pus folie PPF și pe acesta. A, de fapt am zis pe live, îmi cer scuze, am făcut partai live-ul pe TikTok. Pe TikTok, pe live, i-am pus folia aia galbenă lui Peleș pe TV. Am învățat oamenii cum să pună folie, nu că aș fi eu prea experimentat. Dar ne-am distrat foarte tare, aș aprecia dacă v-ați duce pe TikTok să lăsați și voi un follow și pe Instagram de asemenea. Sufletele mele dragi. Mamă! Dacă trebuie să o las mai ușor pe aici, că sunt niște hăuri foarte, foarte adânci. Sărim? Wow! Ce, uite, ursul Golo ce să joacă, îl vedeți? Al ce să joacă. Bă, ce te ascultă direcția, frate. N-ai, mă, n-ai cum să mergi frumos cu ăsta, că te ia valul. Oh, ce ai, cerasela? Cerasela! Unde am ajuns mai aici, la? La peninsulă, unde ești? Da, uite-mă, tata, aici mâncam noi, dacă mai țineți minte. Acum câteva ore. Merge și la mine? Dar ce dracu să văd? Poți să spui, frate, ia uite-l, bă, Peleș, când vine. Eu vreau mai mult să mă uit să văd când se duce rizul, știi? Mulțumim frumos! Mamă, mamă, eu n-am cum să nu-i dau ochi, să aude excepțional. Mamă, ce praf le-am făcut. Dar mă duc și-o mai înainte. Stai să nu dăm aici, da. Uile, ia uite, doamne, câtă pisicile, doamne. Mi-e frică de pisicile mari. Și-a plecat. Uite-l, bă, ce fuge, bă, tată, bă. Cât praf! Câtă putere! Ce sunet! Ce sunet, tată! Te treci, mulțumesc cu milion de... Thanks a million, de fapt. Ia vezi, mă, cum fuge tată, 90. Cât am avut, mă? Wow! Doamne, cât praf am putut în spate, băieții mei. Nu mai știu ce să mai zic, că scuze mi-am cerut. Nu știu ce mai încerc, mulțumiri poate. Că scuze. Auzi cum se aude, mă? Mamă, să sperie oamenii de mașini. Ce avem, mă, timpul ăla comunal? Să trăiți. Mamă, 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 legă, mamă, legă, cum se aude ATV-ul. Nu știu cum să vă exprim în cuvinte cum se aude în realitate, tată. Și efectiv dăm gol. Toate roțile dau un gol, frate. Mamă! Uuu! N-are cum să nu se placă, mă, de la balamul. Mamă, mamă, stai că vine o mașină în față să nu mă vadă cu viteză, cu ăla, că e urât. Spun și eu că era praful în altă parte. Ce scuze. E vina mea, a văzut praf, a ridicat geamul. Dar bine, să știți că se lasă praful și de la mașini. Ia vezi, mă. N-ai cum, 60, ești nebun la cap într-o secundă jumătate. Am lăsat un culo de treabă, păi despre ce vorbim? Am ajuns la remorcuț. Hai să vin mai rău până vin băieții. Care e deal-ul aici? Și o să mă vedeți și pe camera asta. De ce mă întrebați? Ia că sunt camera. Ia uite-l. Bine, mă, ce zonă, că te auzi excelent. Sunt mort de supărat că s-a dus o leacă aici. Na. Flicăre, bă. Flicăre ăsta, bă. Scoate-mă ursul după bagaj. Vreau să vă spun o poveste. Prima oară când am ajuns aici să descarce Claudiu motorul, am râs și cu fundulețul de Peleș că a pierdut partai căpăcelul.
fix cum a pățit Dan, dacă țineți bine minte. A pierdut omul capacul. Ne ducem, ne distrăm, ne împotbolim pe acolo, ajungem aici la pauză când am zis eu că facem pauză și a început pe el să râde. De ce râs tata? Arată tata. Aici, bossule, unde te duci? Că avem lipsă fix pe aceeași gaură. Da. Cum sunt parcate. Ia vedeți, fraților. Bă, ăsta a fost blesteme de la tine, mâncați aș grata. Ce râs, bă, că tu ne-ai dus pe râpchile alea, bă! Eu am râs de tine și acum tu râs de mine. Și ce a făcut Goguci? S-a suit pe TV-ul, zic, bă, eu zic, am o vorbă, zic, Mina, Sfânta Mina, dacă zici Mina, ci că găsești lucrurile pe care le cauți. Am zis Mina, de mi s-a uscat limba, până 3-4 km încolo n-am găsit nimic. Da, râpa lui Băjan pe aici. N-am găsit dop. Așa că lăsați voi în comentarii ce doape recomandați. Lăsați direct link, pentru că vrem să ne luăm, să ne facem ceva mai custom. Oricum el are foarte multe planuri cu Mariana, era să zic Georgiana, firar al Demi. Și să ne învățați la ce să fim atenți când comandăm capace aici, la diametru, la nebunii, la ce știți voi, că știu că știți. Stăm la un loc, Peleș mai adineauri, a luat Georgiana la o tură și repetă ce mi-ai zis, tată, că era descris o carte ce ai zis. Bă, nu mă, lumea o să zică că faci mișto, nu, la modul real. Nu mă, nu, cum ți se pare că te-a cumpărat, te-a avut de Dan? Cum ți se pare, mă, sincer? E prea puternic, e prea puternic. Rămâne accelerația acolo blocată și nu-ți mai vine să-i dai drumul, nu? Nu e de joacă. Și simți ce ai zis de Omier? De Omier? Eu chiar sunt extraordinar de curios și eu de-abia aștept să văd pe un băiat cu Omier care are și jante mai mici. Cum își ia bătaie? Cum își ia bătaie, cum o să fie făcut de asta. Eu așa cred. V-am zis, nu fac așa. În momentul în care de la 60-70 la oră apeși accelerația și învârți nesimțitele astea de cauciucuri în loc. Și sunt și pe 14, tată. Exact cum v-a zis și Goguci, din orice poziție ai accelera, dau roțile în gol, tată. Atât de puternic este, pe cuvântul meu, dacă fac mișto, chiar este puternic. Și îl invit acum pe vlog, aici oficial, îl invităm... îl invităm pe Joe! Joe, te invit oficial la... o liniuță, pe circuit, evident. Nu ca să fiu eu cocoș, ci doar sunt curios. X10 versus Joe. Uitați-l aici pe Joe. Păc! Unde e Joe? Hai, Joe, să ne întrecem. Avem o porțiune foarte mică de asfalt. Claudiu o să meargă în continuare pe asfalt, dar eu cu Peleș o să atacăm dealurile. Uite-mă la Waze-ul ăsta puternic dezvoltat aici, frumos, așa, între coarne, între ghidon. Alău, ce frumos e vaze! Hai, acum chiar hai la țărână. Străiți? A văzut Peleș, în spatele ATV-ului meu, o flacără atât de mare și albastră, cu roșu, cu portocaliu. A zis că a fost ceva sufletesc de frumos, dar nu filma, din păcate. Dar acum, na, știu, cert că dă și facem. Aud-o, dați-mi seama, pum, pum! Și am zis, bă, sunt rateuri, dar nu sunt rateuri, tată, sunt rateuri du fromaj. Hai să vă arăt cât de roșie e evacuarea. Nu știu dacă se vede, mamă ce căldură vine. Mai avem o groază până acasă și nu o să mergem doar pe drum din ăsta, cum vedeți acum. Nu este cel mai strălucit drum pe care se merge noaptea. Mai am să vă arăt luna. Ia uite muna, doamne, ia uite muna. Se vede foarte frumos. Trebuie avut grijă pe aici că mai sunt porțiuni cu foarte mari gropi. Îl am pe Peleș în spate și mergem în zigzag. Presupun că foarte mult știți cum să mergeți în zigzag pe off-road. Peleș gata de frână în orice moment, să sperăm. Și da, vă spuneam că mai avem ceva de mers până la Claudiu. Vă mai povesteam eu că drumurile noaptea sunt diferite față de drumurile ziua. Adică același drum noaptea e diferit cu același drum ziua. Ce am, mă, nu știu să mai vorbesc, iau pietrele alea în sandale. Înțelegeți ce vreau să spun? Am brain fart, e vreo problemă? Și încerc să-mi aduc aminte drumul. De urși n-are rost să vă mai zic că ce e pe aici e paranghelie de urși. Și sunt tare bucuros că mi-am schimbat evacuarea. E altceva. Deci fratele meu, e altceva, se aude, să-mi bag picioarele. Că și cu evacuarea v-am zis că am avut emoții. Bă, trebuie să audă, frate, vreau să audă mai gros decât un RGVC. Să se audă ca HMF-ul, că... Asta e diferența între RGVC și HMF. Dacă vreți să vă luați evacuare third party, dar făcută cum e RGVC sau HMF, vă recomand întotdeauna HMF față de RGVC, pentru că este
are sunetul ăla mai gros și e altceva, tat. Să aude evacuarea mea, mi se pare că puțin mai bine decât HMF-ul și faptul că m-a dat și o flagără aici colo. That's a win, îmi cer eu scuze. Facem schimb? Mariana! Mariana! Ia uite, căutam Polonicu, frate! Mamă, cât de tare mi se pare accelerația de apăsat. Aolo, Peleș! Ți-am zis să dai jos oglinzile astea, firar mama lor. Da, ulea, nu mai știu unde e lumina LED barului. Mamă, ce și-a întărit suspensia. Eu n-am mai mers pe Paul Peleș după ce i-a făcut modificările. Vedeți la el pe canal ce modificări a făcut, dar e super rigid pe lângă al meu, fratele meu. Pare mai greu. Aici, ce au câteva, nu mai știu drumul, bă, pe Mariana, bă. Hai, Mariano! Hai, da! Oricum, se bucură Mariana, mișcă dânșa. Mamă, ce nervos se vede al meu, ia uite, tată. Ha! Aici, dreapta, stânga, în față, mă. Hai, Mariano! Hai, Mariano! Dă-i, oricum, mama lor, tată, bă, dă-i, Mariano! Ia-uți pe Mariana, ce dă... Auzi pe Mariana, bă, dar rigide, ce-ai făcut, bă, Peleș, bă? Mamă. Mi se pare o altă impresie pe care o simt așa la prima vedere. Mi se pare ascuțit ATV-ul ăsta, nu știu, e ciudarul, nu știu să vă explic. Dar da, la putere se simte rău de tot, adică, pe cuvânt. Cu tot respectul, Mariano, îți dă Georgiana de sare pateu. N-are legătură, Da, sunt mort de supărat, sunt Mariano. Aolo, Mariano, pe cuvântul meu, dacă mai știu drumul, Mariano, mi-ai mâncat zâile lui Mariano. Eu v-am zis că ATV-urile nu le vând oricui, dacă le vând. Că poate vin dracii în mar și dau giveaway. Depinde, fraților, de cât de mulți dintre voi. Oh! Dați subscribe, dați share, like, comentariu, porni notificările. Vă dați seama, dacă ne-am strânge 300-500 de mii, hai de capul meu, băi, la sala discuții. Foată, tată, de giveaway-uri, pentru că eu sunt un bun, mă, sunt un bun! Atâtea share-uri pe care le dați, atâtea comentarii și vreau să vă mulțumesc from the bottom of my heart. Sunt la a doua alimentare pe ziua de azi, de ce mă întrebați. Suntem undeva sub jumate de rezervor. Am alimentat cu Peleș de aici, amândoi full-ul. Să vedem cât intre, până acum am 91 de lei. Băi, ai vreun blitz, frate? Dau pe lângă, ce se întâmplă, mă? Ciove, mă, ciove. Mi-a consumat de aici, că na, noi știm când am alimentat puii mei. Înainte de a începe filmările am alimentat, da? Ia să vedem, Peleș. Cât am până aici, mă? 13,4 litri. 13,4 litri mi-a consumat pe ce am făcut azi? Un milion? Eu dacă am consumat mai mult de 10 litri sunt supărat, flească. Bă, frate, am consumat 100 de lei? Bă, ești nebun? Holy moly, Georgiano, de nu dau în tine, bă, Georgiano. Să rămână mult, seară frumoasă. Acum alimentează Peleș, de fapt a alimentat și... 10 litri. Deci tu 10 litri, eu 13 litri. Uite. Deci, ți-a consumat cu exact 3 litri mai mult. 4. Hai, mă, lasă 3 litri. Mă rog, tu ai băgat de 70 de lei, eu 200 de lei. De 30 de lei mai mult al meu? Da, boza. Da, boza. Da. Uite, așa face. Ui. Hai să ne vedem mâine, pentru că avem de gând să mai facem câte una alta. Let's go. Mâine. A venit mâine, a venit ziua 2. Ziua 2 în care, așa cum v-au dorit inimioarele voastre de atâta timp, vom spăla împreună acest ATV și o să vă explic așa puțin pașii și de ce fac în așa fel. Atenție mare, metoda mea merge pentru mine, asta nu înseamnă că o să meargă și pentru voi, depinde ce aveți și așa mai departe. Așa arată ATV-ul după omorul de ieri. Ia vedeți aici, praful ăsta. Arată rău, mă, arată rău, rău de tot, e plin. Cel mai rău praful ăsta e, ia uite-l. Și arată pe partea asta, ați văzut, a început să se zgârie pe aici rău de tot, mie așa îmi place. Praful de pe lume pe el, peste tot, pe ecrane. Ia uite. Și trebuie să începeți așa, cu un Pepsi rece ca gheața. Trebuie să mulțumim lui Kärcher. Noi avem aici un K7 Premium, modelul Goguchi, nu glumesc, este un K7 Premium.
și am pregătit aici toate lancele care ne trebuie, o perie, spuma este gata în rezervor și haideți să mutăm ATV-ul, să băgăm, să mufăm Kircherul la apă și la curent și să dăm drumul la treabă. Let's go! Gata, Kircherul este montat acolo, am pornit și ATV-ul, obișnuiesc să-l las 50 de secunde, un minut pornit, să urce uleiul, să-și facă și el treaba înainte de a-l spăla, dar în niciun caz nu spăla ATV-ul când este motorul încins sau imediat cum termin off-road-ul. No way! Am pregătit și un spray de gresare, nu mai am WD, am ăsta, Interflon Loop, TF. E bun să știți, după fiecare spălare dau peste orice mișcă, de la butoane, la fiare, direcție, o să vedeți imediat, stați pe clip. Și fac treaba asta, îl spăl pentru că urmează modificări. Doar pentru treaba asta trebuie să dați subscribe. Let's go! By the way, de regulă bag și mașina la spălat după ce spăl ATV-ul, dar nu vom mai face asta azi. Obișnuiesc să mi le țin lună pe toate, că așa îmi place, de ce mă întrebați? Și aici vom spăla ATV-ul, dar îl punem cu fața încolo, cu fața gata de plecare, să nu circul foarte mult cu el după spălare, pe nisip, pe... Gata, aici îl lăsăm. Hai să vă mai arăt o dată praful ăsta. Ia uite, tată. Ia uite, tată. Scriu aici subscribe, da, hai, las că știți voi. Luăm spray-ul ăsta, îl dăm de aici, din calea noastră. Kircherul K7. Mulțumim, Kircher, că există. Este băgat în priză, legat la apă, totul all good. Folosesc lancia asta, sau cum se numește partea asta finală de aici. Haideți să vă arăt cum arată, poate aveți și voi. Arată așa. Pentru că înainte de orice, înainte de a da cu soluții sau orice pe ATV, trebuie spălat cu apă chioară, înainte de toate. Obișnuiesc să încep, o să fie gălăgie în vlogul ăsta, să știți, și vorbesc când nu spăl, ca să fie all good. Încep cu partea de sus și cobor așa, ușurel, 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 da? Praful imediat cade de pe el, de la jetul ăsta. Acum sunt foarte atent la radiator. Bine că avem și pânză și pânza mai sparge apa. Mai greu să-l lovesc. Dar nu mai spăl radiatorul cum spălam înainte, că nu mai vreau să se încingă. Priviți și ecranul, evident, waterproof, după cum vă ziceam. Îi dau de la ce distanță vreau, n-are nimic, ăsta e waterproof. Butoane, întotdeauna le spăl de aproape, n-am avut probleme în viața mea. Dau cu jetul pe butoane peste tot, n-am ținut niciodată cont, n-am avut probleme. E foarte satisfying, dacă mă întrebați pe mine. Îmi place maxim să spăl și să văd așa cum fuge praful ăsta. Un lucru foarte important pe care trebuie să vi-l mai zic este că tratament ceramic. Uitați-vă la tratamentul ăsta ceramic, că uei razna. Hai să mai dau o leacă de apă, ia. Ia uite, ia uite cum fuge apa, ia uite. Vedeți? Asta înseamnă tratamentul ceramic. Ia uite, ia uite. Nu stă apa pe el, are peste tot, inclusiv pe aceste plastice, v-am spus, are tratament ceramic și inclusiv pe dedesubt are tratament ceramic. Uite, vedeți cum stă apa? Bă, uite cum curge. N-ai ce să-i faci, e ce trebuie, să știți. Inclusiv pe scutii am făcut tratament ceramic, pe aici, ușor pe dedesubt și în față, peste tot. Că uite, acum când speli, te ajută foarte, foarte mult. Și am mai făcut tratament ceramic aici, nu știu cât o ține, pe exteriorul cauciucului, inclusiv pe jante, desigur. Ia, vedeți aici. Cer eu scuze. Ia uite, nu stă apa, mă, nu stă apa. Și da, și pe număr de matriculare am făcut tratament ceramic, și pe aceste camere, și la fel, dau cu jetul foarte aproape. Ia, vedeți. N-au nici pe naiba. Chiar ține. Ecranul ăsta, ați văzut, a fost foarte in handy. Se întâmplă să se mai încurce furtunul ăsta și ajungi la capătul puterilor, dar îți revii repede. Acum începem să coborâm ușor, ușor cu jetul. Avem aici o domniță lipită de LED bar. LED barul la fel, se spală de aproape, n-am niciun fel de problemă, n-am avut în viața mea niciun fel de problemă cu ele. Și vă mai zic o dată, sunt de la XTC Lights. Hai să mai dăm pe aici pe deasupra. Pe la oale, uitați aici, nămoala, praful, ia fiți atenți. Aude tratamentul ăsta ceramic. Hello. De repede s-a luat, nu rămâne absolut nimic. Asta e mișto pentru că nămolul nu apucă să se mai prindă de plastic, de vopsea, de PPF și așa mai departe, pentru că tratament ceramic. De asta e foarte important să aveți. Se spală mult mai repede, mult mai repede. Evident și e mai sănătos și pentru ATV, pentru vopsea, pentru tot. Obișnuiesc să dau și aici la roți, la jante.
Aolo, m-am făcut praf și pe voi. Ia uite. Spăl și aceste butonașe de la suspensie tot timpul ca să nu rămână țărână acolo, ca să fie easy să îl învârți, să-l manevrezi, să schimbi. Uitați ce e aici, deasupra și cât de repede se ia. Uitați, țin lancia așa, în jos și apăs de aici și curăță fenomenal. Întotdeauna am insistat și la stopuri prin spatele lor și n-am avut probleme. Atunci când ai cu spumă pe ATV trebuie să fie umed, adică așa, neapărat. Mulțumesc frumos. Insist așa pe deasupra, pe interior, până când nu mai cade țărână pe anvelopă. Altfel nu mă opresc. Uitați ce camera frontală de la CarpuRide. Frânele din față, la fel, se dă bine pe la discuri. Bine că după, la final, trebuie dat și pe aici, prin găurile astea, cum putem, către disc și respectiv plăcuțe. Ia uite, ce e asta albină? Băi, era odată o albină, prins așa, gen pe aici, am vrut să o iau, să o salvez și m-a înțepat. Ca să înțelegeți lumea. Iar ieri pe TikTok, pe live, m-a înțepat o albină. Urmăriți-mă pe TikTok. Și pe Instagram, desigur. Acum dăm la discuri pe aici, pe aproape. Am umezit din nou, dăm jos lancia asta și pregătim lancia cu peria asta. Vedeți ce șmechire și asta? Ia uite, tată. Ia uite cum pleacă calitatea germană, tată. Așa frumos pe la jante. Oricum nu dau peste tot cu asta, că n-aveți de ce, poate pe aici, așa. Unde sunt aceste creste. Ce naiba sunt astea, mă? Deși jetul lui Kärcher K7 ia orice, chiar dacă e mai greu accesibil. După ce îmi vin capacele noi, o să le dau cu super glue o leacă sau cu ceva de lipit. Nu insist, nu foarte ceva foarte, foarte tare, dar ceva să nu mai pățesc și am pățit acum, de fapt ieri. Acum că am terminat cu peria asta, haideți să trecem la spumare. Spumare unde vă ziceam că s-ar putea să avem o problemă. Ei bine, mi-a căzut ăsta rău de tot pe jos. Am schimbat piesa asta galbenă și sunt foarte curios acum odată cu voi dacă mai merge sau nu mai merge, pentru că mi-a căzut destul de nașpa, să știți. Și nu știu, mi-a fi căzut vreo garnitură, ceva, habar nu am. Nu mai merge. Dacă știți voi în comentarii ce să-i fac, îmi dă apa pe aici, frate. Uite, când îi dau jet așa, merge. N-am decât să-l spăl așa, nu? Ia, vezi, cu ea așa. Astăzi mă duc să cumpăr altă de-asta. Da, o să mă doară mâna de... rău de tot. Chiar acum suntem live pe TikTok, să știți. Așteptăm să intre lumea. Că sunt foarte, foarte mișto oamenii de pe TikTok și de pe Instagram Live și de pe TikTok Live. Gata, fraților, acum revenim la lancia asta. Cu spumarea n-am putut să fac mare lucru, din păcate. Dăm jos spuma. La fel, începem de sus. Priviți ecranele astea. Cu Kärcher de aproape, n-au nimic. Uite din nou. N-au. Ia uite piatra asta de aici, uitați-vă alea, că nu știu dacă o vedeți. E o pietricică aici. Ce o aveam, mă, dar a intrat așa. Așa, dăm și spuma de aici de sus, coborâm ușurel. Avem aici doi băieți care au venit de pe live-ul de pe TikTok. Cum te numești? Luis și? Raul. Și Raul, mulțumesc foarte frumos că vă uitați la mine. Aveți notificele pornite? Da. Urmăriți Instagram, TikTok? Da. Vă mulțumesc tare mult. Ne întoarcem la ATV pentru că trebuie să punem cârpa pe el. Avem aici cârpa, am luat și un ăsta de geamuri, just in case, pentru că, după cum vedeți, am stat prea mult cu el în soare și au rămas pete, neavând apă alcalină sau cum se numește. Să vedem dacă se ia. Nu se ia, vede, și trebuie să dăm o leacă așa. O leacă, nu trebuie insistat. Șters și aud el dat, ca nou. Și la fel începem de sus, în jos, cu ștergerea lui, ca să arate bine, să arate de fabrică. A venit, am primit acum mesaj de la Dan, au ajuns lăzile, pentru că și-a luat și el la de la fel. Amândoi avem lăzi la fel acum. Avem Linkiu 7,5 litri de la Can-Am, pentru că nu se putea altfel. Și o să dăm jos acest scaun, că nu-l mai suport. Vreau să îl pun undeva și să uit de el. Nu vă mai plictisesc cu cârpa, pentru că asta voi face, voi șterge în continuu. Uitați ecranul, ca nou, cârpă ca nou, ecranul de fabrică la fel, fără probleme, v-am zis. Nu uitați că aveți în descriere reducere 30% pentru acest ecran. Ok? Atât am putut să fac rost, dar stați aproape că o să încerc să fac rost de reducere mai mare de atât, ca să fie bine pentru toată lumea. Hai, revenim acum încolo. Gata, ATV-ul proaspăt spălat, l-am șters frumos la cârpă și acum urmează partea cu lubrifiere. Acesta nu este de contacte.
Am și pentru contacte, o să dau pe butoane și pe toate cele, dar se aplică la fel cum aplic acesta acum. Ca să vedeți, dau ușor aici la direcție unde învârte. Îl băgăm așa ușurel, sper că vedeți. Nu vedeți voi, dar dau așa ușor. Vedeți, modelez ăsta. Și dau aici unde trebuie. Nu că ar scârții, că e prea nou să scârție, dar să prevenim chestia asta. Acum dăm și aici la roți, la burduf, uite pe aici, orice se învârte, trebuie dat cu așa ceva. Puținel, nu mult, uitați aici, la rebound, la butonașe, suspensie. Mă rog, ați înțeles ideea, mă ocup de treaba asta și revenim. By the way, trebuie să aveți mare grijă atunci când dați cu lubrifiant la discuri, să nu aveți așa ceva pe discuri, că nu mai aveți frâne și credeți-mă, nu vreți să pățiți treaba asta. Dar uitați, ne-am mutat la spate, nu insist foarte mult cu lubrifiere, că nu avem de ce, dăm peste tot și din nou, următorul cadru. Am terminat și cu spălatul, cu ștersul, gresat, tot este ca nou. Între timp mi-a venit și noua ladă, Linkyu, 7,5 litri de la Can-Am, că v-am zis, nu se putea altfel. O să iau și un sticker cu Can-Am să pun aici așa și va veni în locul acestei urțenii, dar abia aștept să scap de el. Și în momentul acesta l-aștept pe Claudiu să ajungă la mine. După ce ajunge Claudiu la mine, ne teleportăm la Peleș acasă, pentru că are mult mai multe scule și suntem și 3 persoane. Let's go la Peleș! Și bum, am ajuns la Peleș, vedeți după acest Linhai și după Mariana. Bă, mereu îmi vine să-i zic Georgiana. Avem aici lădița, Linkyu, Can-Am, 7,5 litri. Avem aici ATV-ul cu pricina, care va suporta anumite operații. În principiu de mâna lui Peleș, pentru că Peleș, v-am zis, are scule. Salut, băieții! Suntem și cu Claudiu aici. Asta e evacuarea care se înroșește și o să facem o altă modificare, să dea mai multe flăcări și să se audă și mai bine. După ce că s-audea bine, firanau, damn it. Hai, cu sculele acum. S-au apucat băieții de făcut, mi-a pus Peleș bară pe spate, e o leacă diferită față de original, dar mi se pare că arată mult mai bine așa. Deci e incredibil. Cu ocazia asta, domnule Peleș, că am dat jos, racheta asta ne ducem. Poți să păstrezi pe asta? Să păstrezi pe asta? O pui în fața ATV-ului tău, hai să vedem cum dă. Bag o tată, în față trebuie pusă. Mamă, e direct piesă originală. Că tot am dat jos asta, o să umblăm și la evacuare, facem modificarea imediat, stați pe clip că l-avem aici pe Claudiu. Ah, grijă mare. I'm under the water, am băgat apă full în acest LED, ca să curățăm nemoala. Și băgăm și noi un LED, de care trebuie, full tată, full. I'm under the water. Under the water? Ia uite cum se umble. Cum se umble, asta vreau să zic. Ia uite. A urcat, urcă. S-a dat cu apă, acum cu aer comprimat. Frumos? E frumos. Să duce, mă, pleacă apa. Ia uite cum rămâne, mâncați aș gura ta, ce facem? S-a dat jos evacuarea din nou, deja a prins culoare de omor, să zicem așa, vedeți? S-a făcut tati meu, s-a făcut, auzi, mâncați. Și aici se mai dă jos, cum îi zice Peleș ăstuia? Catalizator, auzi. Mamalizator. Era mama lor că ăsta să încinge și îl dăm jos pentru un sunet mai bun. Și să luăm și colierul ăla de la magazinul ăla prost, că și-a bătut joc de mine. O să vezi imediat de ce spun asta, da? Hai că las pomul ăsta, că dă vreun pumn în gură, că se enervează, vrea să aibă loc să lucreze, să ălea. Hai să vă arăt de ce se încingea evacuarea frumoasă așa cu roșu. Uite de la sita asta minune. Uite mă, asta face rău, să știți. Papalizatorul, da. Papalizatorul, mamalizatorul, mama lor de ATV-uri, că eu nu suport să înroșească în halul ăla, pentru că îmi vine să mănânc, să scop micul, să scop porumbul. Asta e și trusa medicală, plină de fiare. Ușor cu șaua aia, că aute cai, tata. S-a pregătit seringa, haide să vedem. Băi, uite-te mă acolo, mă, nu la mine, mă, frate, băi. Ia vezi, mă, frate, mă, ce ai făcut acolo, ia. Uite-o, gură. De ok. Dar la fel, tot așa, scurtă. Să nu vă speriați, că pornește ATV-ul, da? Wow! A dat în mine, băi. Bă, vorbesc serios, nu știu ce a intrat în mine? Bă, îmi trebuie aer comprimat picioare, am fier în picioare. Dă-te la o parte. Gata! Mamă, cum s-aude Luna, ne cerem scuze, Luna. Aolo. Vezi că este cățelul la poartă și ia Max Taxi dacă mai face așa. Au gătat. Mam! Thank you.
am montat frumos evacuarea, mai avem depus aici un șurubel, este all good, n-aveți idee cum sună, dar auziți pe clipul ăsta, cu siguranță, dacă nu în celelalte viitoare, vă dați seama. Iar acum se iau măsurători pentru această ladă de canam, ca să vină frumos, frumos de tot aici. Nu trebuie să vină așa? Mai... Deci o să vină mai așa un pic, dar asta e prea îngustă. Trebuie să avut grijă aici, să nu dea tabla în ăsta, că de la vibrații îmi va tăia șaua. S-au luat măsurători, s-a marcat cu alb. Prindem lada direct de găurile astea până când face domnul ceva cu placa. Ia vedeți, fraților, cu ce m-am încălțat. Nu se vede pentru că tocmai am mâncat, pentru că Peleș ne-a dat și o masă. Georgiana, n-aveți idee cum se aude. Place mult de tot, numai că mai avem de făcut la ea. Deci mai e de lucru, mai e de adaptat la ladă, ca să înțelegeți și voi cum vine noaptea, imediat când te apuci de treabă. God damn it. Ziua 3 la domnul Peleș. Ce credeți? Că vine o zi la Peleș și gata? Se fac minuni? Ziua 3 de off-road. Durează, frate. A venit băiatul cu softul și cu dyno. Vrem să montăm cutia asta, să facem și noi frumos aici cu o placă de dedesubt, nu așa direct pe cadru. S-a trecut la tăiere! S-a făcut Bartai... Ce este? Suport, că nu ne mai suportă la cât am tăiat la el. Frumos, fără colțuri ascuțite, fără să omorâm pădurile cu astea, știi ce zic? Și cutiuța va veni aici. El e mult mai tare în realitate de cum se vede pe video. S-a trecut la găuri. Ia vedeți aici, stai să dau zoom să nu mă apropii. Ia uite calitatea germană, mâncați-ți. E CNC-ul aici. Da. Și albastrul la tot în Germania l-am luat, știi? O piesă este gata. Au, intră pe original frumos. Au, ce arde! Am terminat cu placa asta, dar din păcate pleznește în toate cheieturile și nici măcar n-am pornit ATB-ul. Vedeți aici? Iau, bam! Dar n-am muncit degeaba, de bine, n-am muncit Peleș degeaba, pentru că avem forma și suporții pentru chestiile alea originale. Și până găsim aluminiu sau cum a zis Peleș, rămânem cu plexiglasul ăsta, măcar s-a încercat. Și m-a zis foarte important că avem exact mărimea ce ne trebuie pentru a pune lada pe ceva mai bun. Nu-i așa? Da, zic bine? Așa.